Bașcanul Găgăuzie Irina Vlah își sărbătorește astăzi ziua de naștere. Sănătate, prosperitate și succes i-a urat bașcanului, șeful statului Igor Dodon și președintele Partidului Socialiștilor Zinaida Greceanei. Oficialii au remarcat capacitatea și responsabilitatea Irinei Vlah, datorită căreia Găgăuzia este modernizată. Irina Vlah a devenit unul dintre cei mai de succes conducători ai unei regiuni atât de specifice precum este Găgăuzia. Este bine cunoscut spiritul său de întreprinzător, precum și calitățile umane pe care le are. Profesionalism, spirit de inițiativă, insistență și consecutivitate în soluționarea celor mai dificile probleme, bunătate, receptivitate și atenție față de fiecare locuitor al regiunii. În toate activitățile se simte implicarea nemijlocită a bașcanului Găgăuziei. Astăzi toți s-au convins că Irina Vlah este un lider activ care într-un timp scurt a făcut multe pentru regiune. A început procesul de modernizare a infrastructurii, a lansat numeroase proiecte importante în diverse domenii, precum și a atras investitori autohtoni și străini. Ne-a arătat un exemplu despre cum putem să fim prieteni atât cu Estul cât și cu Vestul, fără a provoca conflicte.